Morning Glory, Morning Glory. Nu că lasă nervișorii. Și bonjurică, bonjurică. Uite, stătem noi așa liniștiți. Ce e, Muhăi? Ce zice? Fac un live. Faci un live? Da. Dădem drumul la live. La live. La live? La, 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 la. Dădem drumul la live și suntem foarte mândri de echipa noastră tehnică. Avem live? Avem valoare? Suntem live imediat, pe Facebook, pe ăștia, dacă mai folosiți imediat Facebook. Imediat pornește. Gata, da? Este. În cazul în care mai folosiți rețele de mult apuse, Facebook gen. Dacă nu vedeți mai târziu pe YouTube. Da, suntem și pe Twitch și pe... Da. Și îi spunem... Bună dimineața, dimineața doamnei Mihaela Miroiu. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Așa. Dar chiar bună! Păi da, aia și zic, și eu am insistat. Dar cine mă ascultă, doamnă? Cine mă ascultă? Așa. V-am deranjat cu un telefon aseară că vorbeam aici despre cum să facem noi să mai vorbim despre Iran și am zis, bine, hai să vorbim despre Iran, dar hai să vorbim despre Iran și noi. Noi, iranienii de pretutindeni, practic. Pentru că toată lumea are o problemă din când în când cu libertatea. Și de asta, pentru că stă să apară și o carte a doamnei Miroiu, în care înțeleg că se vorbește despre asta. Autorul nu se vorbește în general despre asta. Și se numește Aripi și rădăcini, nu? Da. A apărut? Așa e. Cred că într-o săptămână se termină cu tipografia. În orice caz, apare până la târgul de carte de la București. A, bun. Atunci e bine. Așadar, și am zis, hai să o întrebăm pe doamna Miroiu, că nimeni, puțină lume vorbește despre libertate cum vorbește doamna Miroiu. Și de asta am zis, băi, nenică, mergem la sigur. În concluzie, tocmai pentru că am apucat niște vremuri în care problema, sigur, ar fi putut să fie faptul că nu aveam apă caldă, că nu mergea televizorul, că nu aveam curent, că nu aveam gaze. Da, o problemă foarte mare pentru anumită pătură de cetățeni era faptul că nu aveam, de fapt, libertate. De-aia unii fugeau din țară, erau prinși în Dunăre, unii erau băgați la pușcărie, alții erau împușcați, alții erau torturați de securitate, din motive de libertate. Așa cum se întâmplă acum și în Iran, cum se întâmplă în multe alte locuri de altfel, dar Iranul e un exemplu mai recent. Și atunci am pus întrebarea asta. Cum e să trebuiască să alegi și cum ajungi la alegerea pe care o faci atunci când ai în față două alegeri și o singură opțiune, viața sau libertatea? Da, e o alegere grea și o alegere pe care o înțeleg numai cei care chiar se confruntă pentru o lungă vreme cu restrângerea tot mai mare a libertăților. Pentru că asta e problema, vezi, noi am discutat aseară cine ar mai ieși, cine ar mai lupta, cine și-ar mai pune viața în chestiune pentru libertate la noi. Ei, problema este că, de regulă, masa critică să ajunge în situația unei revolte împotriva tiraniei, că despre asta vorbim, se întâmplă atunci când tirania e evidentă, există, a fost insidioasă, a început prin a lua niște libertăți și până la urmă aproape pe toate, până ajungi la punctul critic încât nu crezi că mai ai motive serioase să trăiești, să te trezești dimineața. Deci ajunge destul e destul, inafiți, inafă, cu vorbele tineretului din ziua de azi. Președinte american, da. Și unii dintre oameni, nu toți, pentru că peste tot în lumea aceasta, cei care fac revoluții, asta înseamnă, eu spun foarte clar, nu revolte, revoluții, e pentru că cer schimbarea unui regim politic, așa se întâmplă și acum în Iran. Aici nu mai e vorba de o revoltă, a început ca revoltă, se transformă într-o revoluție. Nu vrei pur și simplu doar ceva, vrei libertate, vrei ceva radical în raport cu tirania. Ei bine, noi ajunsesem în halul acesta cam de mult, în momentul în care n-am mai contat viața față cu libertatea. Și ai spus înainte, Răzvan,
Unii erau supărați că aveam apă puțină, mai ales apă caldă, că aveam curentul foarte clar normat, că trebuia să ne batem pentru mâncare la cozi și nu aveam nicio garanție că la capătul cozii vom avea ceva de mâncare. Problema este că și mâncarea, și apa, și curentul țineau tot de zona libertății. Noi nu puteam să alegem câtă apă să consumăm. De exemplu, acum spui așa, am venituri mici, pun un singur bec în casă. Se scumpește apa, încerc să consum restrictiv. Nu. Atunci problema e că statul, partidul stat, decidea câți litri de apă bea fiecare dintre noi. Și ce culoare. Câți kilovați. Și ce culoare au. Câți kilovați poate consuma fiecare dintre noi? Câte grame de unt sau de carne poate mânca fiecare dintre noi? Problema e că regimurile de tiranie sunt regimuri în care oamenii sunt privați de minte proprie. N-au voie să-și mai gândească propriul lor bine și propriile lor interese. Asta adică înseamnă tiranie. N-au opțiunea de a alege, cum spun proastele. Nu. Da. Deci, ca să spun așa, blonzii spun că da, nu au opțiunea de a alege. Nu? Și, da, acum, prin comparație, mie mi se pare util, așa, din când în când, știi, că te apucă nebunia, că ești și tu consumator, că trăiești într-o lume liberă, deci sigură, că nimic nu se poate întâmpla niciodată. Nu te gândești că mare parte din lucrurile astea nu vin toate așa grămadă peste tine. E nevoie și de timp, e nevoie și de un pic de noroc să nu te naști în Siria sau în Bangladesh sau în Iran, că da, chiar dacă te-ai născut. Sau în România anilor 50, 60, 70, cum a fost cazul nostru, nu? Și nu mai compari niciodată și te gândești că totul se întâmplă bine, că o să fie pe internet, ce o să punem pe internet, ce bine ne simțim noi și ce puțin ne pasă de alții și ușor, ușor ajungem să credem că nu mai există alte lucruri de făcut decât să avem grijă de noi, să mergem la școala de subdezvoltare personală și să ajungem niște super, super eroi ai ego-ului în lumea modernă, fără niciun raport cu alții și cu ce ni s-ar putea întâmpla într-o secundă, rău, și să rămânem fără libertate. Da. Uite, eu nu aș fi, cum să spun, sunt puțin îngrijorată, dar nu sunt defetistă. Dacă stai să te gândești, unul din motivele pentru care au fost multe revolte după 2017, de exemplu, au fost legate de statul de drept. Deci oamenii au ieșit în stradă pentru statul de drept, în mod constant, ani de zile. Până la urmă chiar au obținut ce au vrut, în sensul în care ordonanțele cu probleme care transformau unii oameni într-o relație privilegiată cu legea s-au rezolvat. Bine, nu s-au rezolvat toate privilegiile. E clar, dar această revoltă nu a fost pentru ceva material. Și a fost pentru un principiu. Pentru libertate, noi nu ne-am mai prea bătut după 89. Pentru statul de drept însă da. Pe de altă parte, e încurajatoare reacția, care poate să vină spontan și să fie de masă. Pe de altă parte, de exemplu, în ciuda tembelismului guvernamental și a unor mari derapaje, de fapt la unei foarte proaste calități a politicienilor, vezi, împotriva prostiei nu prea faci meeting-uri, nu faci marșuri, nu protestezi, te excede. Și asta e o formă care îți restrânge libertatea prin faptul că cei care te conduc au un cap care nu funcționează bine pentru binele public. Și aici revolta e mai grea, dar sigur că deraiem de la subiect. Libertatea, restrângerea libertății e un lucru evident, un lucru pe care îl simți, un lucru care te ofensează, te transformă în arbore bonsai, pentru că principala calitate a tiraniei este că nu te lasă să te dezvolți decât într-un văsuleț mic, atâta cât îți permite ea. Da, asta e o metaforă frumoasă asta. Și atunci, cum îi privim pe cei care aleg să își pună viața pe masă,
atunci când vine vorba despre libertate. Sunt cazuri extreme, sunt oameni altfel decât noi. În situațiile extreme, cazurile extreme sunt normale. Deci, sincer, ți-am spus aseară și da, sunt în stare să spun și public, da. Dacă acum aș fi pusă să aleg între viață și libertate, aș alege clar libertate. Pentru că nu pot să trăiesc mai puțină. Libertatea asta este un mare, pot să-i spui așa, ca să înțeleagă cei care s-au confruntat mai puțin cu tirania. Este un drog care existențial, căruia îi datorezi faptul că ești ceea ce ești și poți să faci ceea ce faci. Tu. Deci îți crești aripile, ca să zic, cât vrei tu, nu cât vrei regim. Nu crești în colivie. E un drog existențial în afara căruia te sufoci, te prăbușești, faci vertij, nu știi să mai trăiești. Și atunci când ea ți-e luată brusc mai ales, situația devine intolerabilă. Pe de altă parte, unii ca noi, inclusiv tu, că bine, erai foarte tânăr, uluitor de tânăr la vremea respectivă, dar tot ai, îți miroase a tiranie foarte repede. Da, e adevărat. Marea mea problemă este cu cei care, neavând experiența tiraniei, nici nu au simțul dezvoltat în sensul de a le mirosi a tiranie suficient de repede ca să se revolte în timp util. Și vezi că generațiile astea, generația ta, generația mea, cei care au experiența tiraniei și le trăznește de la o poștă povestea asta, au un simț foarte dezvoltat și alert. Ei, mi-e teamă că lucrul acesta se mai pierde ca experiență, mai ales dacă nu, cum să spun, dacă nu spunem pe șleau cât mai des posibil care sunt sau ce tip de viață este aceea în care tu nu mai poți să fii tu însuți și nu mai poți să te dezvolți pe tine. Și nu mai ai voie, uite, îți dau un exemplu, nu? Pentru cei tineri. Vor să se ducă într-o vacanță, mini-vacanță, așa, scurtă, da? Un băiat și o fată, un băiat și un băiat, nu mai discutăm. Acum poate să ducă și un băiat și un băiat. Vor să ducă într-o mini-vacanță. Te duci la hotel și primul lucru care ți se cere este buletinul. Dacă buletinul nu are, buletinele nu au același nume, ți se cere certificatul de căsătorie. Nu îl ai, nu ai dreptul să locuiești în acel hotel. Sigur, cu șpagă și cu nu știu ce, problemele se mai rezolvă. Nu acum, Mihai, nu te uita așa. Am dat un exemplu de lucruri care erau perfect legale. Pentru că în tiranie, ideile tiranilor se legalizează, devin lege. Și dacă tiranul zice că te duci numai cu nevasta, numai cu nevasta te duci. Și dacă o cârpă se poartă pe cap într-un anumit fel, trebuie să o porți așa. Și dacă n-ai voie, în acel fel, ca femeie pe stadion, n-ai voie, dacă n-ai voie cu o anumită culoare. Să spun o chestiune pe care e foarte puțin discutată. În comunism, de exemplu, hainele pe care le purtau inclusiv femeile erau hotărâte de inspectorul comercial județean, care se ducea la o expoziție anuală, se făcea în Parcul Tineretului, și nena ăla, care de regulă era mic, gras, chel și cu o servietă scorojită, alegea taioare, alegea bluze, etc., etc. Sigur că la stilul său, că era un fel de șablon acest inspector comercial, și știind și ce înseamnă decență de tip comunist, nu suporta decât culorile gri, pej, maro și bleu-marin. Și noi toate, când mergeam în magazin, ne îmbrăcam după gusturile inspectorului comercial. E frumos, nu? Deci, nu vorbim de libertate în sens foarte abstract. Da. Putem să vorbim de libertate în sens foarte concret. Care era libertatea mea să, mă rog,
să mă simt în culorile mele când hotărârea o ia un inspector comercial de la județ. Nu? Adică, asta zic eu, când vorbim celor mai tineri despre libertate, una e să le vorbim foarte filozofic și abstract. Pot să fac asta, că doar sunt filozofă, dar pe de altă parte trebuie să le spui întruchipările non-libertății sau aberației de a trăi în lipsă de libertate. Nu numai, acum, sigur, noi știm, de exemplu, că asta a devenit loc comun, nu puteai să publici ceea ce voiai. Erai dur sancționat dacă scăpa ceva cenzurii comuniste, ok. Dar pentru oamenii care nu aveau ambiții din astea creative, confruntaționale cu regimul, libertatea era îngrădită în multe alte sensuri de când se trezeau până se culcau. A, și timpul le era răpit cu tot felul de activități mici care le consumau energia, încercând să supraviețuiască, de fapt. Și cred că asta e prima viziune a tiraniei. În rest, poate să fie nesimțire, indolență, faptul că na, sunt școli fără căldură sau apă caldă, sau spitale fără căldură și apă caldă, înseamnă inumanitate, pur și simplu, nu e neapărat tiranie. Da. Dar atunci, da, era o regulă să trăiești așa. Exact. Și mai mult, bun, te temeai pentru tine că putea să te ia securitatea și fie te întorceai bătut, fie intrai în pușcărie, fie nu te mai întorceai dacă nimereai vreun... Fie nimeni nu mai știa unde ai dispărut. Genul ăsta. Și mai era și faptul că nu puteai să folosești, da, nu puteai să te îmbraci în culorile tale, nu puteai să vorbești așa cum ai fi vorbit, ba mai mult, vorbeai și în limba aia în care cuvintele aveau nevoie. Mai țineți minte? Ăsta e un simbol superb al epocii care s-a încheiat din fericire. Toate cuvintele care trebuiau să arate că sunt reale, aveau nevoie de dublaj. Nu puteai să spui brânză. Dacă spuneai brânză, putea fi brânză, putea să nu fie brânză. Dar dacă spuneai brânză, brânză, era brânză, cu adevărat brânză. Da, până așa s-a devenea subversiv să pronunți numele unor alimente care dispăruseră, știi? Te duceai la teatru, spunea cineva cașcaval, nu? Și toată sala râdea. Că s-a băgat o șopârlă, adică un termen, da, care... Fiindcă e penurie, înseamnă, de fapt, o luptă cu regim. Așa că ne imaginăm destul de greu, dar putem face exercițiul ăsta. Cum ar fi fost să vină cineva și să ne spună, băi, e libertate. Și sunt convins că în momentul ăla, masele la alte oameni ar fi spus... Libertate, libertate sau libertate? Cred că acolo se încheia. Doamna Miroiu, vă mulțumim foarte mult și ne mai auzim când apare cartea și o arătăm aici la radio ca să o vadă toată lumea și ne bucurăm. Dar pe tine să știi că te aștept la târg în mod special. Bine, am să vin. Vin să mă răzbun. 10 decembrie. Răzbună-te. Așa fac toți supereroii. Se întorc și se răzbună. Da. Mulțumim foarte mult. Ne bucurăm că ați fost cu noi și vă mai dăm un semn când apare cartea și ne vedem și atunci, da? Bine, și să fie libertate, libertate. Cum spunem, mă? Să fie. Cum spunem? La revedere! La revedere, vă pupăm mult! La revedere! Numai bine, cele bune! Mulțumim! Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.